Gurăvăii ascund în spatele blocurilor un peisaj unic, am putea spune. Cartierul este înconjurat de natură, dar și de gunoaie. Drumul ce duce spre fosta vila lui Nicolae Ceaușescu este pavat de resturi menajere. Acțiuni de ecologizare se desfășoară frecvent în această zonă, dar degeaba, gunoaiele continuă să apară. Deși au fost făcute nenumărate acțiuni de ecologizare, în Gura Văii oamenii par a fi certați cu bunul simț. Moloză, resturi menajere și câte și mai câte sunt aruncate la voia întâmplării. Oamenii care se strângă gunoaiele sunt, amen sunt și ele. Ce nu găsim în schimb este bunăvoința oamenilor din zonă. Zona din spatele blocurilor din Gura Văii este sufocată de gunoaie. Ceea ce ar trebui să fie un colț de natură este, în fapt, o groapă de gunoi în toată regula. Oamenii nu înțeleg cât de gravă este situația și că o sticlă aruncată pe jos nu ne afectează acum, ci în timp. Gunoaiele au fost strânse de nenumărate ori, dar degeaba. Trebuie să facem apel și asupra cetățenilor din Drobeta, Tunu Severin, mai ales din acele zone, pentru că depozitarea lor atrag amenzi usturătoare, și pentru autoritatea locală acolo unde administrăm, dar și pentru cei care pun aceste deșeuri pe domeniul public. Amenziile pentru cei care aruncă gunoaie au fost mărite și se poate ajunge până la confiscarea autovehiculului sau autospecialei cu care au fost transportate deșeurile.